Titoria lui Miron Barnovski de pe Valea Muntelui l-a cinstit pe Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava în biserica parohiei Buhalnița. La orele dimineții s-a oficiat utrenia, apoi slujba acatistului și Sfânta Liturghiei. Serbarea hramului în prima joi după Rusalii este o tradiție de sute de ani. În anul 1415, în prima joi de după Duminica Mare, în drumul lor spre Suceava, moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava au poposit și în biserica mănăstirii Buhalnița de atunci. În semn de recunoștință pentru binecuvântarea pe care au primit-o, credincioșii și slujitorii mănăstirii au hotărât ca al doilea hram al bisericii să fie prăznuit întotdeauna joi după Duminica Mare. În locașul de închinăciune s-au înălțat rugăciuni atât pentru cei vii, cât și pentru ctitorii și pentru cei mutați în lumea veșniciei. Slavă lui Dumnezeu pentru acest al 24-lea hram pe care îl cinstim împreună, închinându-ne acestui sfânt mare mucenic, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, cinstit aici la Buhalnița. Dau slavă lui Dumnezeu pentru toate, vă binecuvintez și vă îmbrățișez rugând pe Hristos Domnul ca într-un mulți și binecuvântați ani să ne păzească sănătoși și în dreapta credință, ca să putem cinsti după cuviință pe Sfântul mare mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, joia după pogorârea Duhului Sfânt. Programul liturgic s-a încheiat cu slujba parastasului, oficiată sub streașina locașului de închinăciune, urmată de agapa frățească. Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava a fost singurul ocrotitor al Moldovei până la venirea în Moldova moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva. Biserica din Buhalnița, fosta mănăstire, este atestată documentar la 13 februarie 1458 de către Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.